Da, normal că nu s-a auzit intro-ul, frate, am zis prea de fapt. Hei, salut toată lumea și bine ați venit la review-ul pe care nu știu câți l-ați așteptat. Este a treia încercare când încerc să fac un review. Și o să fie și un fei, și o să arăt și fața, mai întâi hai deodată cu fața ca să termin o dată. Și imaginea asta am făcut-o pe Paint, deoarece n-aveam ce să fac. Eram plictisit. Am făcut o mâzgăleală, așa. Ok, haideți să... Camera. Camera. Bun. Asta sunt eu. Eu. Ok, deci asta sunt eu. Hello, bitches. Holy moly. Ok. Hai să vă pun pe tot ecranul, chiar că o să fiu foarte, foarte pixelat. Ok. La final mai devreme, parcă am ieșit cu față de bărbunțe. Ok. Nu știu dacă ați apucat. Și hai, o să vă las în descriere memoria, deci are aproape un tera, adică 1000 de MB, adică 1.000.000 de... Nu, are un tera, adică 1000 de giga, adică 1.000.000 de MB. Și o să vă las toate prostiile astea în descriere. Or, puteți să puneți pauză, să știți, dar nu prea se vede bine că nu focusează camera asta. Și cam așa arată. Și când apăs Caps Lock, ca un semn. Așa este mouse-ul, adică să pun un DAV și pot să, vreau că pot să apăs pe click stânga și click dreapta, pot să apăs pe ăsta. Nu știu doar dacă așa, nu contează. Pot să apăs, dar nu merge așa de fel. Dar pot să apăs. Sună mult mai ciudat. Și ok. Normal că în Anglia prizele aici sunt, în Anglia prizele au trei borne, adică trei de alea. Și în România nu. Sunt doar cu două borne prizele. Așa că mi-a luat tatăl meu un adaptor și nu vreau să îl scot acum din priză. Adică nu vreau să, că trebuie să scot calculatorul din priză și doar ca să arăt. Oricum nu se vede bine, deoarece abia se vede, dar ar fi până acolo, pe undeva pe acolo, pe acolo. Ok, și eu sunt în pijamale și eu postez pe data de 28. Dar s-ar putea să se posteze mult mai târziu, deoarece am probleme de obicei cu netul. Și sper că o să țineți minte tot viața chestia asta. Și Crăciun fericit, deoarece am uitat să urez Crăciun fericit. Asta-i să intrăm și noi puțin. Come on! Tu îți bagi joc de mine? Nu mai merge LVT-ul. Bă! E, nu contează. hai să intrăm puțin. Deci, Google Chrome, știți cum este Google Chrome-ul. Acesta este Microsoft Edge, Google, adică Google-ul, au și la mine. Da. Google-ul specific Microsoft-ului, să zic așa, ceva genul. Și, da. Momentan nu prea merge să-mi fac cont, adică am o mică problemă și poate dura ceva. Și când zic ceva, poate chiar o săptămână. Da. Și că tot vedem asta, puneți-mi ce vedeți aici. Spuneți-mi, zic, vă rog să spuneți ce vezi în asta.
Să spuneți în comentarii ce ați văzut, ce ați ce vedeți. Și o să vă spun eu ce este. Sau nu spuneți în comentarii, dar oricum dacă ați văzut un sutien, înseamnă că aveți mintea cam pervers, oarecum. Nu vă faceți griji, nu vă simțiți vinovați, deoarece nici eu nu vedeam prima oară. Adică cum să vezi, să-ți dai seama că asta e o carte? Prima oară. De prima oară. Era imposibil. Ce obțin pentru mine. Ok. Și cam asta am avut de prezentat. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like. Deoarece eu habar nu am ce să vă mai prezint. Stai, bun. Aha, ok. Cam asta am avut de prezentat în legătură cu calculatorul meu Lenovo C20 C20 Series. Sper că v-a plăcut, nu uitați să dați un like și sper să strângem mai multe vizionări, deoarece și un review este ceva chiar special și mi-am arătat fața. Ok. Sper că o să strângem multe vizuri și like-uri ca de obicei. Sper. Crăciun fericit încă o dată. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și habar n-am a câta oară este. Și nu uitați că giveaway este valabil până pe 1 ianuarie. Și nu prea am avut niciun comentariu, s-ar putea să-l anulez, deoarece nu cred că până pe 1 ianuarie o să zică cineva ceva. Ok, pa, pa. Și nu uitați să participați la giveaway, că sunt și premii. Pa, pa.